Bună ziua! Astăzi aș vrea să lucrăm împreună acest model compus din 10 ochiuri și 2 rânduri. Deci sunt 2 rânduri care se repetă și practic 10 ochiuri care formează modelul. Eu, pentru a încadra modelul frumos, am adăugat 5 ochiuri. Practic aceste 5 ochiuri și în partea aceasta plus încă 2 de margine pentru a lua primul ochi nelucrat și ultimul ochi întotdeauna pe dos. Și pe o parte și pe cealaltă. Și cam așa arată. Și acum zic să trecem la treabă și să vă arăt exact cum lucrez. Am să dau caietul la o parte, pentru că atunci când filmează, focalizează caietul și nu focalizează lucrul. Înainte am să vă spun așa, că avem 2 ochiuri lucrate împreună spre dreapta, jeteuri, ochiuri pe față, 2 ochiuri lucrate împreună spre stânga, ochiuri pe dos și aici unde am pus acest S sunt ochiuri pe față, care pe fața lucrului se trec de pe o în dreapta pe alta fără a fi lucrate, iar pe dosul lucrului se lucrează pe dos. Am să completez aici cu cele 2 simboluri care îmi lipsesc, am să fac o fotografie și am să o las pe pagina mea, veți găsi link în descriere. Și acum să vă arăt cum lucrez eu. Primul ochi îl iau nelucrat, următoarele 2 ochiuri le lucrez pe dos. Acestea sunt ochiurile mele pentru a încadra modelul. Deci 2 ochiuri pe dos. Am ajuns la primul S, care pe schema mea nu apare, pentru că, așa cum am spus, pe schema apar ochiurile care practic se repetă în model și încep direct cu modelul, ulterior vin aceste ochiuri. Deci am trecut ochiul nelucrat de pe o andrea pe cealaltă și 2 ochiuri pe dos. Și acum, practic, o să lucrăm ce avem pe schemă. Avem 2 ochiuri lucrate împreună spre dreapta. Am întors ochiurile, le pun înapoi pe Andreea și voi lucra ambele ochiuri pe față. Ce trebuie ținut cont? Atunci când lucrăm ochiurile cu înclinația spre dreapta, trebuie întotdeauna al doilea ochi să vină peste primul. Deci acesta rămâne deasupra. Pentru că voi s-ar putea să faceți ochiurile diferit și atunci, ca să țineți cont de acest lucru, că e posibil, în funcție de cum lucrați ochiurile pe dos, aici să nu fie nevoie să le răsuciți. Ochiul numărul 2 de pe schemă este un jeteu. Ochiul numărul 3 este un ochi pe față. Numărul 4, jeteu și 2 ochiuri lucrate împreună spre stânga. Eu aici le lucrez direct, nu răsucesc nimic. De-aia am spus că în funcție de cum lucrați voi, e posibil ca aici să fie nevoie să le răsuciți. Acum, 2 ochiuri pe dos, suntem la ochiul numărul 6 de pe schemă, ochi pe dos numărul 7 de pe schemă și S-ul de pe schema noastră. Trec dintr-o parte într-alta ochiul nelucrat, următoarele 2 ochiuri pe dos. Și am ajuns la ultimul ochi care nu este reprezentat pe schemă, că am zis că este ochiul meu de margine pe care îl lucrez pe dos. Întorc lucrul, iar aici voi lucra ochiurile toate exact așa cum vin. Primul ochi nelucrat, 2 ochiuri pe față, am ajuns la ochiul pe care noi l-am luat alunecat pe fața lucrului și îl voi lucra pe dos. Din nou 2 ochiuri pe față, 5 ochiuri pe dos. Două ochiuri pe față, ochiul alunecat îl lucrez pe dos, 2 ochiuri pe față. Și ultimul ochi îl lucrez pe dos. Întorc lucrul și suntem la rândul numărul 2. Primul ochi nelucrat, 2 ochiuri pe dos, ochiul alunecat
două ochiuri pe dos. Și acum din nou este schema noastră. Sunt 5 ochiuri pe față. Două ochiuri pe dos. Un ochi alunecat. Două ochiuri pe dos. Și ultimul de margine tot pe dos. Acum, rândul numărul 4 pe dosul lucrului. Toate ochiurile exact așa cum vin. Primul luăm nelucrat, două ochiuri pe față, un ochi pe dos, două ochiuri pe față, 5 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe față, un ochi pe dos, două ochiuri pe față și un ochi pe dos. Și practic am terminat modelul. Tot ce avem de făcut este să repetăm aceste ochiuri și rânduri până vom avea dimensiunea dorită în funcție de proiectul la care lucrăm. Eu am zis că aș face o bentiță din aceea dublă, să împart ochiurile în jumătate. Pe fața bentiței să fie jumătate modelul, pe dosul bentiței să fie ochiuri doar pe față. Acest eșantion l-am lucrat cu cartopul bambu și cu andrele de 3,5. Și îmi place tare mult cum se așează acest fir. Ar merge și la ceva bluzițe, rochițe. Deci chiar e foarte drăguț și modelul este de efect, aș spune eu. Îmi place tare mult. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să vă uitați în descrierea videoclipului ca să găsiți linkul la schemă. Vă doresc sănătate multă și spor în tot ceea ce faceți.